După aproape 8 decenii de la moarte, dorința testamentară a marelui colecționar numismat român Constantin Orghidean s-a împlinit astăzi. Osemintele inginerului care a donat Academiei Române o colecție impresionantă de monede și alte obiecte valoroase au fost reînhumate în cimitirul Belu din capitală. Sicriul de zinc al inginerului Constantin Orghidean din vechiul cartier Ferdinand, azi Oțelul Roșu, județul Caraș-Severin, unde a fost îngropat vreme de aproape 80 de ani, a fost deshumat ieri în prezența preasfințitului părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Astăzi, preț de o oră, sicriul cu osemintele cunoscutului colecționar a fost așezat în sala de expoziții Teodor Paladi a Bibliotecii Academiei Române. Aici, cercetători și oameni de cultură au evocat personalitatea lui Constantin Orghidean. Momentul comemorativ a fost deschis de directorul general al Bibliotecii Academiei Române, profesorul Nicolae Noica, care a prezentat personalitatea inginerului Constantin Orghidean, dar și ultimele sale dorințe lăsate drept testament. Preocupările sale culturale și numismatice datează din perioada interbelic. În anul 1933 deveni membru al Societății Numismatice Române, iar în 1941 vicepreședinte al său. În cei 20 de ani de activitate numismatică, adună o fabuloasă colecție numismatică pe care ne-a lăsat o moștenire prin testamentul său din 1944. Prin testamentul său din 1944, donează colecția sa Academiei Române, administrator fiind atunci Constantin Moisil, și pune și dânsul două condiții, două clauze. Să se organizeze o expoziție permanentă cu aceste monede pe care le-a oferit Academiei, să fie publicate niște cataloge speciale și roagă să fie înmormântat în locul de veci de la Belu. Astăzi, expoziția este realizată la etajul 4 și sperăm că în maxim 2-3 săptămâni să o inaugurăm, iar al doilea lucru, reînhumarea la Belu, o săvârșim astăzi. Un omagiu a adus și președintele Academiei Române. Dumnezeu le rânduiește pe toate, după voința celor care au murit într-o curățenie sufletească și generozitate, cum a fost Constantin Orghidean. Patria pe care și-a dorit-o Constantin Orghidean, inginerul, este acest cimitir care e un panteon al nostru. Și vreau să-i felicit pe cei care au muncit la această inițiativă și la împlinirea voinței testamentare a acestui mare donator. De asemenea, părintele arhimandrit Casian Rușeț, consilier eparhial în cadrul sectorului cultural al Episcopiei Caransebeșului, a vorbit despre contribuția pe care a adus-o Constantin Orghidean comunității din cartierul Ferdinand. Mare numismat Constantin Orghidean, pe lângă faptul că a fost generos, a fost parte integrantă din comunitatea unui orășel astăzi, orașul Oțelul Roșu, unei foste comunități de industriași german, Ferdinand, astăzi cartier al Oțelului Roșu, Ferdinand pentru că cel din tâi industriaș metalurgic din acea zonă a fost Ferdinand Hoffmann, iar Constantin Orghidean a fost unul dintre ctitorii comunității. De ce? Pentru că a făcut parte din comitetul de inițiativă și pentru că a contribuit substanțial la ridicarea primei biserici ortodoxe din cartierul Ferdinand. Fiind parte din comunitate, dar și un membru potent al comunității din punct de vedere financiar, a sprijinit toate activitățile pe care comunitatea creștin-ortodoxă din Ferdinand le-a întreprins și aș aminti aici ultima sa ctitorie, și anume un edificiu foarte frumos aparținător acum ansamblului parohial, un edificiu pe care l-a ctitorit în întregime prin contribuția sa materială, fiind responsabil pentru ceea ce se numea în vremea respectivă consorțiul Titan Nădrag Călan. La eveniment a participat și preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, care a oficiat o slujbă de pomenire. Evenimentul de astăzi este un eveniment de reparație pentru că se împlinește o dorință testamentară a marelui mecenat și în spiritualitatea noastră românească, vorbele ultime exprimate de o persoană înainte de a trece în lumea de dincolo sunt respectate cu mare sfințenie. După slujbă, sicriul cu rămășițele pământești ale marelui colecționar a fost reînhumat în cimitirul Belu din București. Constantin Orghidean s-a născut în anul 1874 în capitală. Începând cu anii 1930, a devenit tot mai implicat în viața culturală.
fiind preocupat de constituirea a unor colecții numismatice semnificative. Astfel a alcătuit cea mai valoroasă colecție de monede din istoria numismaticii românești și una dintre cele mai valoroase din lume, pe care a donat-o Academiei Române.